Sediul Partidului Poporului din Giurgiu a devenit neîncăpătoras pentru copiii cărora Moș Crăciun le-a lăsat câte o punguță cu dulciuri. Dacă în hol copiii își așteptau rândul în sala de ședințe, conducerea partidului a susținut ultima conferință de presă din acest an, la care au participat toți jurnaliștii giurgiuveni. Au ținut să fie alături de ei și să le mulțumească pentru felul în care au reflectat acțiunile organizate de-a lungul anului, cu bune și cu rele, și să adreseze tradiționalele urări de sărbători fericite și la mulți ani. Se încheie un an de activitate politică. Proiectul nostru politic l-ați urmărit pe parcursul acestui an. Dumneavoastră acum puteți să spuneți dacă avem o notă favorabilă ori nu. Să avem un an nou mai bun, să fim mai buni noi ca oameni, mai înțelegători și să ne unim toți forțele în atingerea cât tot mai multe scopuri nobile pentru toți giurgiuvenii. Oamenii ne-au trimis, noi am recunoscut cu toții că fiecare din noi aici suntem produsul oamenilor. Și dacă am obținut o funcție care este, acum, nu știu cât de limitată va fi, dar oricum va fi o funcție temporară în 4 ani sau... Am obținut-o datorită faptului că oamenii ne-au trimis acolo. Nu vrem să-i dezamăgim și ați văzut că facem tot posibilul să nu dezamăgim oamenii. Au lipsit din această conferință de presă declarațiile politice, atacurile și întrebările incomode. Atmosfera a fost una de sărbătoare la care au participat și consilierii locale ai Partidului Poporului, care au dorit să fie prezenți la ultima întâlnire cu presa din acest an.